Începem cu o urmărire ca în filme, noaptea trecută în Constanța. Un tânăr de 29 de ani, care circula haotic pe străzile orașului, cu mașina mamei sale și cu permisul de conducere suspendat, nu a oprit la semnalele polițiștilor, iar aceștia au pornit după el. În scurtă vreme, bărbatul a izbit 3 mașini parcate în fața unui bloc, apoi a abandonat mașina într-o benzinărie dezafectată și este căutat și acum de polițiști. Polițiștii din Constanța au organizat aseară o razie de rutină pe străzile orașului. La un moment dat au observat un tânăr care conducea în zigzag. I-au făcut semn să oprească, dar acesta a ignorat echipajul, care a pornit imediat după el. A urmat o cursă nebună, ca în filme. Agenții s-au ținut după șofer pe mai multe străzi și după câteva viraje, tânărul de 29 de ani a pierdut controlul volanului și a lovit 3 mașini parcate în fața unui bloc. Zgomotul puternic al impactului, dar și sirenele mașinilor de poliție i-au trezit pe mai mulți locatari. Am ieșit la geam și am văzut o mașină albă, cum fugea de poliție. Eu aveam mașina chiar aici prima, pe mine m-au ocolit la mustață. S-a auzit foarte tare o bubuitură puternică, au sărit și mașina asta prin aer pe aici. Pentru unii, surprizele au venit imediat. Fata era la geam și m-a anunțat că mașina a fost lovită în parcare de către o mașină albă. Pagubele, aripa stângă, ușa stângă, bara, cauciucul, janta, avea viteză, a încercat să evite o altă mașină care era parcată, după care a lovit prima mașină, pe a doua care era parcată lângă noi, a aruncat-o noi. Cea mai avariată mașină este cea care a fost parcată în mijloc. Toată partea din față este distrusă, inclusiv scutul a fost făcut bucăți. După impact, bărbatul și-a continuat drumul, iar polițiștii au continuat urmărirea. Aceasta este mașina cu care tânărul de 29 de ani a reușit să fugă de poliție. Plăcuțele de înmatriculare au dispărut, iar partea din fața a mașinii este distrusă, la fel și cauciucul. Chiar și așa, bărbatul a reușit să ajungă într-o benzinărie dezafectată, aflată la aproape un kilometru de locul în care a lovit cele 3 autoturisme. Polițiștii au luat amprente de pe mașina abandonată în parcarea benzinăriei și verifică și imaginile surprinse de camerele de supraveghere din zonă. Anchetatorii au deschis un dosar penal pentru conducere fără permis și furt, întrucât mașina aparținea mamei individului.